În doar 7 zile, în perioada 6-12 iulie, în județul Buzău au fost diagnosticați 69 de pacienți care sufereau de boli diareice acute, din care 24 de persoane au fost internate. Față de aceeași perioadă anului trecut, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu 21 de cazuri. Există o multitudine de agenți patogeni care pot determina sindrome diareice, cauze neinfecțioase, endocrine, administrare de medicamente, alergii. Lucrurile acestea sunt stabilite clar de medicii care iau primul contact cu pacientul și care stabilesc dacă se încadrează în definiția de caz a bolii diareice acute, adică mai mult de 3 scaune pe 24 de ore și un relativ contact epidemiologic pe care primul medic îl stabilește. În acest an a crescut substanțial și numărul cazurilor de pacienți diagnosticați cu Clostridium difficile, boală cauzată de excesul de antibiotice. În județul Buzău sunt mai mult probleme legate de o infecție generată de Clostridium difficile, care este o bacterie întâlnită la persoane care consumă excesiv antibiotice și care au deja imunodepresie. Pentru a preveni bolile diareice, trebuie respectate o serie de măsuri de igienă personală și colectivă. Spălarea de mâini ori de câte ori este cazul este cel mai important sfat pe care îl dau medicii. De asemenea, se mai recomandă spălarea sub jet puternic de apa fructelor și legumelor și consumul de apă doar din surse sigure, autorizate. În situația apariției semnelor de diaree acută, se recomandă prezentarea la medic pentru consultații și tratament adecvat.